Născut în 1888 în Austria, Anton Durcovici a emigrat alături de mama sa la Iași. La 22 de ani a devenit preot, iar în 1947 a fost numit episcop de Iași. Doi ani mai târziu a fost arestat de securitate și încarcerat la Sighetu Marmației. Aici a refuzat orice colaborare cu securitatea și a suferit chinurile la care a fost supus. A rămas fidel credinței sale, nu a cedat în fața insistenței politicului, a comunismului din acea perioadă, de a renunța tocmai la legătura cu scaunul apostolic, de a renunța la legătura cu capul bisericii, cu Sfântul Părinte Papa. Episcopul Anton Durcovici a murit pe 10 decembrie 1951 în închisoare. Martiriul a fost recunoscut oficial de Papa Francisc anul trecut. Pe 17 mai, în fața a peste 10.000 de oameni, pe stadionul municipal din Iași va fi oficiată slujba de beatificare a sa. Fericitul Anton Durcovici va fi introdus în calendarul local al diecezei de Iași, sigur și cu aprobările necesare și în România, în calendarul bisericilor locale din România. Și bineînțeles că nu ne oprim aici, dorim cu toții ca următorul pas să fie și canonizarea episcopului Anton Durcovici. Merită și acel părinte să fie canonizat pentru că o suferi foarte mult și o murit prin o ales să nu mănânce, să ducă prin suferința lui, o ales să moară pentru ceilalți. În așteptarea evenimentului de luna viitoare, preoții catolici din România au început slujbele amintind de momentul istoric de la Vatican. Credincioșii din Iași au umplut Catedrala Romano-Catolică, dornici să fie martorii acestui moment unic, fie și de la mii de kilometri distanță. Pentru Papa Paul al II-lea, pentru mine a fost un imbold. Am fost atunci în 1999, când a fost în București, și la slujba aceea am simțit așa un miracol asupra mea. Sfântul Anton Durcovici va fi pomenit în fiecare an pe 10 decembrie, ziua în care a murit.